De o parte avem faptul că este o inițiativă de bun simț ce s-a propus și prin inițiativa de la Timișoara și prin dorințele noastre ale tuturor. Dar de partea cealaltă trebuie să ne gândim și la posibilele abuzuri ale unei astfel de legi, indiferent de modalitatea prin care aceasta va fi implementată. Trebuie să ne gândim la cum părți răuvoitoare ar putea să profite de o astfel de lege pentru a-și elimina, spre exemplu, adversarii politici printr-o astfel de lege. Și, bineînțeles, cum s-a spus și înainte, să vedem că această inițiativă ar putea fi combătută prin interpuși, cum se întâmplă și în momentul de față în Guvernul României. Bineînțeles că soluția pentru astfel de probleme o poate avea o echipă juridică, o putem avea și noi discutând aici, dar voi veni cu un exemplu concret dintr-o democrație europeană solidă. Informațiile sunt luate de pe site-ul Comisiei Electorale Britanice și se referă la legile generale pentru Parlamentul Marii Britanii. Astfel, există o lege din 1981 care spune că dacă o persoană a fost condamnată la mai mult de un an sau deportată în stilul britanic, dreptul acestei persoane de a mai candida pentru Parlamentul Britanic este restricționat pe viață. De asemenea, o altă lege, un adendum din 1983, spune că dacă o persoană este găsită vinovată pentru orice tip de practică ilegală electorală, această persoană va fi de asemenea descalificată pe viață. Ca să vin și cu un exemplu concret pentru domnul care a întrebat. Bineînțeles, ca o soluție curentă, să spunem așa, am avea modificarea codului penal, pentru că urmărim și o schimbare incrementală a pachetelor de lege. Nu putem face o schimbare bruscă la un asemenea nivel. Dar ca dovadă că legea, că trebuie să existe o anumită schimbare și că legea nu funcționează, avem exact această paralelă între legea britanică și o situație clară de la noi. În 1983, la ei nu mai este posibil ca cineva care a avut o practică ilegală electorală să candideze măcar.